Hai să trăiți bine, într-o dimineață de luni, este un nou început de săptămână. Se spune că dacă postezi foarte des pe canalul YouTube, devii plictisitor. Nu-mi pasă de acest lucru, pentru că am decis să revitalizez acest canal cu un alt scop, nu cu acela de a câștiga capital. Deci, cu alte cuvinte, dacă mă urmăriți, mă bucur, vă felicit. Dacă vă abonați la acest canal, înseamnă că vă plac postările mele. Dar dacă nu o faceți, este treaba dumneavoastră. Nu am să mai împrăștiu link-uri pe la persoanele pe care le cunosc, pentru că acestea se vadă când eu postez. Aveți opțiunea de abonare, dacă o folosiți bine, dacă nu, nu. Așa cum vă spuneam, acest canal nu este monetizat, deci nu obțin niciun beneficiu. Ar fi chiar culmea stupidității să fac o cerere de monetizare a acestui canal, eu având doar câteva vizualizări sau câțiva subscriberi. Deci, cu alte cuvinte, să trecem la alt subiect. Vreau să vă spun că am primit o veste minunată la început de săptămână. Analizele medicale mi-au ieșit foarte bine. Doctorul mi-a confirmat acest lucru. În SUA, dacă te duci la doctor de familie și îți faci analizele, îți deschizi un cont online și după 2-3 zile primești rezultatele pe acest cont. Doctorul îți explică dacă ai sărit calul, dacă te încadrezi într-un anumit parametri. Bineînțeles că dacă este o problemă gravă, te sună imediat și îți spune cam ce trebuie să faci. Doamne ferește de astfel de chestii. Cu toții ne dorim să fim sănătoși, dar în momentul în care ajungi la o anumită vârstă, este foarte bine să te cauți de sănătate, să mergi, să vezi dacă toate treburile sunt ok. Deci această veste mi-a confirmat faptul că decizia pe care am luat-o în urmă cu vreo 2-3 anișori, aceea de a trece pe o alimentație organică, a fost una excepțională. Mai sar și o calul din când în când, pentru că atunci când iei masa în oraș, nu poți să te abții. Sunt puține restaurante care oferă produse organice, mai mănânc și eu câte o bucățică de carne, mai ales aceste steak-uri. Știți bine că în SUA sunt foarte renumite, americanului îi place să mănânce steak și nu mă pot abține și eu, pentru că este un preparat destul de gustos, dar nu mănânc foarte des, acasă consum în mare parte doar produse organice și acest lucru s-a reflectat în analize. Mă bucur pentru că am luat această decizie, discutând cu mulți români atât de pe teritoriul natal, dar și cei din diaspora, cam 80% nu a fost de acord cu decizia mea, spunându-mi că doar este o păcăleală a statelor care vând mărfuri pentru a câștiga niște bani la bănuți, la bănuți la buget. Mulți, așa cum spuneam, nu sunt de acord cu decizia de a consuma produse organice. Ei spun că sunt niște fake-uri ordinare. Probabil în România lucrurile stau diferit, pentru că am observat că și la piață țăranul s-a adaptat rigorilor de moment, pentru că nici el nu mai distribuie produse organice, doar dacă tu în grădina proprie ai răbdare să îți cultivi aceste produse, se pot spune că ele sunt organice, dacă nu, nu se știe de unde cumperi. În SUA este o localitate unde oamenii de 10 de ani consumă doar astfel de produse. S-a ajuns la o medie de vârstă destul de ridicată acolo. Nu puțini oameni ating 100 de ani. Există un videoclip pe YouTube. Dacă îl găsiți, puteți să-l urmăriți. Nu vă mint. Dacă aveți răbdare, urmăriți acest filmuleț să vedeți că lucrurile stau astfel. Eu vă îndemn să consumați produse organice, pentru că ele, chiar dacă nu sunt 100% naturale, totuși sunt mult mai sănătoase decât cele normale. S-a mai echilibrat balanța prețurilor pe teritoriul american. Dacă în urmă cu câțiva ani produsele normale erau mult mai ieftine decât cele organice, acum cele organice s-au apropiat de cele naturale și multă lume a trecut pe o astfel de alimentație, pentru că dacă dai un bănuț în plus, nu foarte mult, un bănuț care nu-ți afectează bugetul, rentează să mănânci organic, mai ales de anumită vârstă. Știți cu toții că atunci când atingem o etate, ne gândim mai des la cele sfinte, așa se întâmplă și cu alimentația. Când ajungem la vârsta de 50 de ani sau în jurul acestuia, ne gândim că ar fi mai bine să mâncăm sănătos, că atunci când se apropie sfârșitul, să încercăm să mai lungim viața, așa suntem noi formați. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc că mă urmăriți și vă doresc să aveți o săptămână minunată în continuare. Numai bine!